Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru noiembrie. Dragii mei, deja am pregătit cărțile ca să nu pierdem prea mult timp cu etalarea lor. Din partea îngerilor ați primit un mesaj, cereți ajutorul. Sunt atâtea căi prin care vă puteți ajuta în momente critice, sunt atâtea surse și oameni disponibili, trebuie doar să renunțați eventual un pic la ego-ul vostru, la orgoliu, la teamă că veți fi refuzați. Încercați și găsiți, sau mai bine zis, înțelegeți că sunt mulți oameni dispuși să vă ajute. Nu trebuie să-i comparați cu cei care v-au rănit, cu cei care nu v-au ajutat în momentele speciale. Nu trebuie să rămâneți în acel gând, că tot a venit gândul, în acel gând negativ, că nu mai există oameni buni, da? Că toată lumea e în stare de trăda, ne poate trăda, că oamenii sunt răi, da? Încercați să vă eliberați de gândul acesta și cereți ajutorul, mai ales într-o situație dificilă prin care treceți. Evaluați-vă sentimentele, evaluați-vă felul în care comunicați ceea ce doriți ca să puteți să primiți ajutorul de care aveți nevoie. Ce ar mai fi de spus? Sunt o grămadă de oameni, am zis, dispuși să vă ajute, să vă iubească într-o formă sau alta, nu neapărat erotică, evident, într-o formă care vă poate fi de ajutor, că tot aveți acest mesaj, cereți ajutorul. Vă poate susține, vă poate crește, vă poate înțelepți într-un fel sau altul. Renunțați la orice sentiment de greutate, știu cum este că nici mie nu-mi place să cer ajutorul când am probleme. Chiar este greu și vă înțeleg dintr-un punct de vedere pe cei care aveți greutate în acest sens să spuneți cuiva că sunteți vulnerabil, financiar, sentimental, eu știu cum, spiritual. Este greu, știu, mai ales dacă ați fost crescuți într-un anume fel, dar se poate cu un mic efort să renunțați la această stare și să vă găsiți susținerea de care aveți nevoie. Din partea acestor cărți ați primit ca și mesaj gândul. După cum vedeți, este o carte minunată. Lăsați în spate gândurile negative. Da, gândurile negative despre pandemie, despre plandemie, despre problemele financiare, despre oamenii care v-au rănit. Lăsați gândurile negative și concentrați-vă, dragii mei, pe transforma. E aici o alchimie, dar e o mâncărică. Mâncărică energetică. Că tot vorbim de zodia taurului care iubește mâncarea bună, lucrurile senzuale și de bună calitate. Aici sunt gânduri de calitate și se transformă ca într-o mâncărică bine făcută. Și în momentul în care vă alimentați, interesant mesajul, în momentul în care vă alimentați, și aveți și monede aici, da? Vă alimentați cu gânduri pozitive și voi deveniți mai sănătoși, vă creșteți vibrația, deveniți vibranți, am zis, radianți, mai înțelepți și puteți să-i ajuta și pe ceilalți. La capătul setului de cărți aveți, ia uite, un rege de aer, un semn de aer foarte, foarte dur, cu care aveți conflicte. Aici sunt două personaje foarte puternice. Puteți să fiți voi și un semn de aer sau eventual un semn de foc, dar e focul care este între voi doi. Este un conflict aici. După cum vedeți, o luptă, o bătălie între voi și un semn de aer pentru unii dintre voi. Acum, din ce motiv este? Poate să fie bătălia interioară, nu neapărat că vă luați la bătaie cu un semn de aer. Există un conflict, da? Și aici este conflictul și interior, între cele două gânduri, cum am spus. Ar putea să fie, da, gândurile, chiar cromatic, după cum vedeți, și seamănă și bănuiesc, așa simt eu, că totuși se leagă. Da, eliberați-vă de acele gânduri reci, cum am spus mai devreme, că oamenii sunt duri, că oamenii vorbesc negativ. Legați-mi primul mesaj de al doilea și găsiți-vă susținerea. Găsiți-vă oamenii care vă inspiră înspre gânduri frumoase, vă inspiră înspre cunoaștere față de voi, transformarea voastră. E frumoasă cartea. O să o pun deoparte.
Eventual, unii dintre voi aveți un conflict în interior, cum să exprimați adevărul. Regele de aer, varianta sa superioară, nu toți sunt așa, dar varianta sa superioară este un personaj care își exprimă adevărul, mai ales dacă nu aveți obiceiul să exprimați adevărul și știu câțiva tauri care au o reținere. Probabil că așa au fost crescuți, în a-și exprima adevărul. În timp ce am amestecat acest set de cărți, am văzut la un moment dat, s-a împărțit în două, Marea Preoteasă și Trei de Spade. O decepție profundă pe care o țineți secret, o rană. Ori ați provocat rană cuiva care era într-o vibrație. Era într-o vibrație înaltă. Și rana pe care ați provocat-o parcă vine înspre voi înzecit pentru unii, așa simt, ca o karmă. Pe de altă parte există iar un semn de aer, ia uite, s-a oprit iar la semn de aer, iar la nevoia de a discuta adevărul, de a expune ceea ce știți, ceea ce simțiți, de a nu mai vă reține decepțiile, supărarea, regretele, exprimațiile, pentru că oricum sunt, da? Gândurile. Eliberați-vă, adevărul vă va elibera. Eliberați-vă de gândurile negative și exprimați, în momentul în care exprimați ce s-a întâmplat, ce simțiți, puteți să vă concentrați doar pe cele pozitive, pe cele care vă construiesc. Deci am văzut Marea Preoteasă și Trei de Spade, o durere pe care o țineți în secret, o durere față de posibil pentru unii un semn de aer, iar care rămâne în secret. Bine, noi acum deja am aflat. Poate niște secrete, unii dintre voi aflați despre niște secrete ale cuiva și acele secrete vă decepționează, există și varianta asta. Oricum, lacrimi, regrete, supărări. Iar cineva aici este concentrat pe gândurile și emoțiile, gândurile atrag emoțiile sau emoțiile atrag gândurile, una și alta, da? Că tot vorbim de aer și de emoții, merg mână-mână într-un fel sau altul, chiar dacă sunt semne oarecum contradictorii. Eliberați-vă de emoțiile negative și gândurile negative ca să vedeți cele două cupe, să vedeți oameni, suflete perechi, două cupe sunt două suflete perechi, da? Și sufletele perechi sunt și oamenii care ne vindecă. Poate să fie un doctor care ne vindecă, un consilier, da? Deci spuneți adevărul ca să puteți să... Ia uite ce frumos să renașteți pentru vindecarea voastră, către, ia uite, vindecare cu temperanță și asul de cupe, o nouă dragoste. Aici puteți să fiți voi semn de pământ. Hai să mai vedem ce mai vine. Deja am vorbit foarte tăuraș și tăurițe. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Uf, ia uite, semn de aer. Vești, nu neapărat semn de aer, vești, niște vești. Concentrați-vă, orice vești ar fi, ce frumos. Nu știu cum va fi etalarea, dar acum mi-aduc aminte de un cântec. O să pun link-ul, Happy. Încercați să vă concentrați pe starea voastră de bine și orice vești negative, pentru că de obicei cavalerul de spade aduce vești neplăcute. Spada doare, da? Într-un fel. Chiar dacă e vorba de adevăr, adevărul poate să doară, da? Deci veștile pot fi neplăcute sau niște vești neașteptate de la cineva. Sunt multe variante. Protejați-vă și protejați-vă, am zis, starea de bine. De-aia m-am gândit la acea melodie a lui Acui, Happy. Cum îl cheamă pe acel cântăreț? O să-mi aduc aminte, eventual, până la sfârșitul, dacă nu vă pun link-ul. Deci în acea melodie se zice așa. Oricât de grele și de dure ar fi veștile, eu sunt într-o vibrație atât de bună încât nu mă perturbă într-un fel sau altul. Cam asta vrea să zică în cântec. Deci ascultați-l cu mare drag, vi-l recomand. Ia uite, Trei de cupe, bucurați-vă de viață, nu de triunghiuri amoroase, că uneori taurii au tendința asta. Taurii, taurițele, uneori, nu toată lumea, evident, nu vă supărați, dar unii au această tendință. Obsession. Obsession, devil. Da, diavolașul în persoană, în sufletul vostru. Ia să vedem. Trei de monede pentru unii ar putea să fie un capricorn. Moartea. Cavalerul de monede. Regina, clar capricorn pentru unii. Mai sper să nu trag de firul ăsta și să dărâm ceva. Sfat. E extraordinar.
Cineva cu marcaj. Ar putea că tot a venit regele de aer. Poate să fie cineva cu marcaj în semnul vărsătorului și să aibă planete în Capricorn. Clar că așa se întâmplă. Și voi puteți avea în berbec sau în gemeni, știți? Uf. Ah, e ok. E ok-dok-i. Îmi place. Îmi place. Da, super. Hai că e fain. La capătul setului de cărți, vești, am spus. Vești, iar regele de aer. Comunicați eventual cu acest rege de aer sau vreți să vă depărtați. Taur. Taur, cineva a sperat o poveste frumoasă, dar acea poveste a rămas așa în suspans pentru că s-a blocat datorată restricțiilor, datorită, scuzați-mă, mă greșesc eu, datorită restricțiilor, datorită situațiilor karmice prin care unul sau altul trecea, da? E o fantezie a taurilor față de cineva sau a cuiva față de taur, posibil semn de apă, dar nu obligatoriu. Cineva cu marcaj în semn de apă, poate să aibă o lună în pești sau o lună în rac, nu știu, raci, luna în rac cât de visători sunt, dar clar, lună sau Venus în pești sunt foarte visători, da? Puteți să fiți și voi, repet, depinde ce planete aveți. Însă acea poveste a rămas așa în suspans, a fost doar o aventură, acum s-a revenit la o stare de logică, ca să nu zic gheață, o stare rațională. Însă, trecând peste acest mesaj, vă doriți să mergeți înainte, să explorați Pentru unii vă doriți să explorați din punct de vedere sexual o nouă zonă. Acum, probabil, interesant, probabil că aveți o strategie bine gândită cu acest rege de aer. Da, evident, poate să fie semn de aer pentru unii, poate să fie semn de foc pentru alții, alegeți-vă semnele, dar trecând peste semne, mesajul este că vă faceți o strategie, unii, cum să cuceriți pe cineva. Clar, semnul regele de aer e un om care gândește pașii, gândește mesajele pe care vrea să le transmită, gândește cum va merge, cum va cuceri, este un bun strateg. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. La Taura și Taurițe. Central aveți un Capricorn. Glumesc. Să lăsăm pe Capricorn pentru că el nu apare doar sub forma diavolului, poate să apare și sub forma reginei de monede, trei de monede, în fine. Drăguții Capricorn, trecând peste asta. Central. Sunteți într-o relație karmică, aveți o relație karmică de care încă sunteți obsedați și zic karmică pentru că sunteți în lanțuri. Eventual, unii dintre voi, fără supărare, unii dintre voi sunteți prea concentrați pe o latura voastră extrem de sexuală, sexualizați relațiile prea mult. Le sexualizați. Evident că acest diavol poate să vorbească despre o atitudine materialistă, poate aveți nevoie doar de oameni care vă susțin financiar și nu vă alegeți partenerii corecți. Diavolul înseamnă foarte multe, înseamnă codependență, da, de materialitate, de lucrurile pe care vi le oferă. Că tot vorbim de luna în Taur. Taur este foarte senzual, de lucruri senzuale, obsedați de lucruri frumoase, cum am zis mai devreme. Este o obsesie pentru lucruri, pentru obiecte, pentru zona 3D. Evident că poate să fie și frică, dar eu așa o simt ca pe obsesie. Unii pentru femei, alții pentru băuturică mâncărică, alții pentru lucrușoare frumoase, alții, ăsta e adevărul, apare central. Aici este lupta voastră pentru că apare moartea, aici este transformarea, da? Gândul, încercați să vă transformați gândurile ca să creșteți, să evoluați. Provocarea este trei de monede. Provocarea este să crește, să lucrați, dragii mei, la creșterea voastră spirituală, pentru că aici se lucrează într-o catedrală, aici se face artă, cineva vă arată, există un personaj care vă inspiră. Există un personaj care vă inspiră. Clar, pentru unii poate să fie și un triunghi amoros, undeva la locul de muncă, trecând peste asta. Important este mesajul pe care l-am spus mai devreme, să vă concentrați pe transformarea voastră, să deveniți nu niște oameni dependenți de ce am spus mai devreme, de frici, de adicții, de pofte, trupești, care trupești poate să înseamnă și prăjiturele, pur și simplu. Așa, lucrați-vă ca pe o operă de artă.
și crește spiritual. La capătul, la baza acestei cruci aveți nebunuri, o nebunie, un moment zero. Ați vrut să o luați de la zero cândva? Cât de îndepărtat este acest moment, variază de la taur la tăuriță. Însă, în ultima vreme, trecutul apropiat, a apărut moartea. Asta înseamnă transformare radicală. Dacă ați riscat într-o direcție, riscul acela v-a adus într-un fel sau altul în punctul în care realizați importanța transformării voastre, o transformare radicală. Și este minunat dacă reușiți să vă rupeți de aceste lanțuri karmice care încă vă țin într-o zonă prea pământeană. Pentru unii poate să fie un scorpion sau cineva cu marcaj în scorpion care amplifică sau vă susține transformarea într-un fel sau altul. Pentru unii lăsați în urmă o poveste, o poveste riscantă, o aventură și adoptați o altă atitudine practică, dar nu în stilul obsedant, ci sper că într-un stil constructiv, da, cu trei de monede provocarea, într-un stil constructiv, aveți regina de monede, vreți să vă concentrați pe valoarea voastră, dacă sunteți doamne, vreți să vă concentrați pe poziția voastră de mame, de soții, pământene, nu materialiste, e o atitudine matură. Și dacă vă concentrați pe această energie, știți că trebuie să vă faceți o strategie, să vă coordonați bine atitudinea financiară față de cheltuielile pe care le aveți, să vă construiți această valoare, această stimă față de voi, doamne, domn, dar cu răbdare, cavalerul de monede. Cavalerul de monede poate să fie și altcineva, alt semn de pământ, capricorn în mod special, văd aici, da? Care în prezent v-ar putea susține cu răbdare într-o construcție a voastră, reconstrucție, că tot apare moartea, transformarea. Rămâne de văzut cum rezonează acest mesaj în viața unora, pentru că sunteți mulți. Sfatul ar fi regele de spade, să comunicați adevărul, eventual chiar și adicțiile pe care le aveți, în orice relație, bine să spuneți în ce poziție sunteți, ca să vedeți cum construiți corect, pentru că dacă ascundeți, diavolul poate să și ascundă, că de fapt asta face, ascunde anumite lucruri, se creează o legătură de dependență toxică. Exterior aveți un vale de spade, iar semn de aer pentru unii. Cineva, un semn de aer, își dorește foarte mult să comunice cu voi, vă spionează, mare grijă. Posibil acest semn de aer pentru unii să fie și în poziția asta, dacă vă spionează, e clar că apare o energie toxică și ar putea să fie reprezentat de diavol, nu de semnul de pământ. Dar semn de aer, clar, vă influențează. Sfatul este, dacă vine acest... cu două spade. Dacă vine acest semn de aer și comunică într-un fel prea dur, prea toxic, păstrați-vă echilibru, nu uitați că aveți o valoare, nu uitați că comunicările negative nu duc nicăieri. Dacă reușiți să fiți stabili în energia voastră, să impuneți respect, personajul care ar putea să vină cu ceva vești sau atitudine negativă ar putea să învețe această atitudine și de la voi, așa simt. În poziția fricii, 10 de monede. 10 de monede. Unii dintre voi aveți o frică față de familie, de angajamente, commitment, da? De unii, da? Care au adicții pentru relații sexuale de scurtă durată, au o frică
față de relațiile de lungă durată. Unii dintre voi aveți o frică față de o anumită cultură, de anumite tradiții, de cum va fi privită o situație, situația asta din viața voastră, cum va fi privită de familie. O relație de lungă durată care este provocată în poziția fricilor. Pentru unii, această relație de lungă durată cu cineva posibil să fi devenit prea toxică. Și aici este provocarea. Cum puteți să creșteți? Cum puteți să vă păstrați valoarea, independența, creativitatea și să mergeți mai departe, să creșteți? Cu răbdare, dar să creșteți. Cavalerul merge, chiar dacă merge mai încet. În poziția dorinților, vă doriți să vă vindecați, iar semn de aer, de un semn de aer posibil pentru unii. Care vine, are această atitudine destul de zorită, tot apărut, da? Vă doriți să vă vindecați, aici vorbim de gânduri, am revenit la gânduri. Stați și meditați un pic. Rugați-vă, dați-vă timp, contemplați. Acel trei de spade despre care am vorbit revine într-o formă sau alta. Temperanța pe care am văzut-o revine într-o formă sau alta. Conectați-vă la îngeri. Schimbați-vă gândurile, schimbați-vă gândurile, ca să puteți lua acea a patra sabie, asul de spade pe care l-am văzut. Vă doriți în primul rând echilibru mental, pentru că e o situație toxică în sufletul vostru, clar. Și, repet, trebuie să vă păstrați valoarea, respectul față de voi. Regina de monede se respectă, se respectă. Regina de monede nu se duce cu oricine, nu este ca regina de bâte, de exemplu. Da, uneori acceptă relații materialiste și aici devine situația toxică. Aici, pentru unii, poate ați experimentat o situație în care ați acceptat pe cineva în preajmă doar pentru că vă ofera stabilitate financiară. Foarte posibil. Foarte posibil pentru unii. Zic foarte posibil pentru că e etalare colectivă. Dar aveți un semnal de creștere. Trei înseamnă creștere. Aveți o transformare. Cavalerul acesta pământean, nu materialist, pământean, care merge mai departe. Eventual, pentru unii, aveți o figură feminină, dacă sunteți domni. Aveți o figură feminină de care, într-un fel sau altul, sunteți obsedați. O apreciați foarte mult, da? Este în prezent într-o formă sau alta, nu contează zodia, este o persoană stabilă, creativă, sensibilă, varianta bună a reginei de monede și vreți să mergeți către acest personaj. Sunteți oarecum obsedați de acest personaj pentru că acest personaj vă provoacă iar la construcția voastră spirituală, artistică, într-o formă sau alta, vă provoacă la transformare și nu dau musa zodiei. Pentru că poate să fie orice zodie, dar care se manifestă într-un mod înțelept. Eu așa o văd acum pe această regină de monede. O variantă înțeleaptă a ei. Dar, ca să vă duceți să construiți ceva concret, da, este sfatul, trebuie să și spuneți adevărul. Trebuie să și acționați. Cavalerii acționează. Și amândoi sunt de energii total diferite. Unul acționează din punct de vedere mental, se vindecă, e o acțiune. Vindecarea mentală, echilibru mental este o acțiune și în momentul ce drăguț, interesant, după ce vă echilibrați, luați această sabie și o exprimați, da? E aici, exact aici. Așa văd că se leagă, așa simt. Vă rog frumos să-mi transmiteți. Trebuie să spuneți cuiva ce și cum vi s-a întâmplat în viață, ceea ce altă, dacă vreți să construiți o relație sănătoasă, nu toxică. Pentru că ați trecut prin multe transformări și probabil că încă treceți unii dintre voi. Ce reușiți să finalizați? 9 de cupe. Învățați să vă bucurați de voi înși vă, învățați să vă concentrați pe gândurile pozitive și este minunat. Doar aveți grijă să nu deveniți prea egoiști, pentru că este și varianta negativă a lui 9 de cupe, să deveniți prea concentrați pe satisfacțiile voastre personale. Doar aveți grijă, da? Împărtășiți. Împărtășiți din starea voastră într-o formă sau alta.
Dar 9 de cupe, ca și final, începe să sperați. E o stare de speranță. Vă apropiați. Vizualizați împlinirea dorințelor, împlinirea speranțelor, le vizualizați în această stare de contemplare, de meditație, de echilibru mental și în momentul în care le vizualizați, vizualizați cum ați fi voi, da? Varianta voastră, cea mai bună, 9 de cupe, aici ați putea să fiți voi, așa îmi place mie să vă văd pe voi, mai ales că aveți niște energii destul de negative de care trebuie să vă eliberați. Sper să fiți voi în care învățați să vizualizați că asta face, că e mental, mentalul vizualizează cum puteți să fiți fericiți, lângă cine puteți să fiți fericiți și să luați acțiune după ce comunicați, exprimați adevărul. Este primul pas, exprimarea pentru manifestare. Apoi, al doilea, trecerea la acțiune practică, pașii practici, da, aveți cavalerul de monede. Mai sper că înțelegeți tot ce încerc eu să vă transmit. Și cu răbdare, 7 de spade, puteți să vă schimbați minunat energia asta negativă în care ați tot stat. Ați riscat, ați fost nebuni într-un fel sau altul. Ați făcut o nebunie, clar, la un moment dat. Ar trebui să clarific, să vedem ce fel de nebunie, dar variază și atunci rămâne așa. Dar cea mai frumoasă nebunie ar fi să fi început în ultima vreme să o luați de la zero într-o transformare radicală a voastră ca să vă eliberați de niște adicții, de o atitudine toxică de viață. Și atunci am zis, cu răbdare, cu vizualizare, dați în urmă și reascultați, puteți să schimbați energia și fiți temperați un pic în felul în care investiți, în felul în care vă lucrați grădina voastră interioară. Este 7. 7 este Saturn. Vedeți ce aspecte? Bine, ar trebui să vedeți, să discutăm împreună ce aspecte face Saturn în casa voastră. Saturn vă temperează, vă înțelepțește. Cu răbdare puteți. Și nu doar răbdare, că stați și așteptați cu investiții practice. Cavalerul de monede pune aici 7 sămânțe. Interesant ce mesaj. 7 sămânțe. Gândiți-vă dacă ar fi să vă gândiți, e o temă și o provocare acum, nu știu de ce mi-a venit tocmai la voi, dar vă dau o temă, să o puneți pe o hârtie, că tot e lună plină și încă suntem sub vibrația asta. Puneți-vă pe hârtie 7 puncte pe care vreți să le lucrați ca să ieșiți din această energie toxică, ca să vă retransformați viața într-o nouă direcție. 7 puncte, 7 monede practice, ca să puteți ajunge la acest 9 de cupe și să vă puteți schimba energia. Da, să zic că e un semn de apă care vă așteaptă, că așteptați voi un semn de apă. Da, e frumos, dar mi se pare mult mai profund și mai interesant primul mesaj. Semn de apă sau semn de pământ, astea de pământ la care sperați, da, frumos. Dar mi se pare mult mai interesant, da, schimbați energia că iar a apărut. Ia uite ce frumos, temperanță, am vorbit de temperanță, reapare, temperanță, vindecare. Dragii mei, concentrarea în acești ani este pe schimbarea vibrației noastre. Și dacă o relație nu merge, nu merge pentru că ne atrage atenția că suntem într-o energie toxică sau sunteți, da? Și trebuie să vă lucrați. Și aveți aici, eu aici simt că cineva vă inspiră. Vă inspiră. Așa, din seria cărților intime. Am vrut să se arate 9 de monede, o carte superbă. Adorați clar pe cineva. Semn de pământ. Puteți să fiți voi, da? Clar adorați pe cineva. Posibil, doamna să aibă cârlionți. Pentru că așa mi-arată și cartea și atunci zic și eu ce mi-arată. Însă, trecând peste acest mesaj, dacă aveți adicții către relații sexuale, dragii mei, unii dintre voi, dar este un lanț aici, aici este un firuleț de păr, este un string, tăiați stringurile cu aceste adicții sexuale ca să vă puteți transforma viața. Ia uite. Și în momentul în care vă transformați, puteți să vă bucurați de exclusivitate într-o relație specială cu cineva. Hai să mai vedem ce alte cărți mai vin. Tăura și tăurițe. Bine, a apărut un semn de pământ. Unii dintre voi vreți să vă
Rupeți de o relație stabilă cu cineva. 10 de monede a apărut a doua oară și aici în poziția fricilor. Vreți să vă rupeți de o relație stabilă, de lungă durată, care devenise toxică. Și să fiți independenți. Hai să vedem. Tăura și tăurițe. Opa, așa. Da, secrete. Secrete, frici. Lună, pești, drac, scorpion. Da, puteți să fiți oricine, da? 5 de cupe. E a treia oară când apare 5 de cupe. Ia uite și... ah, ce frumosasul de cupe pe care l-am mai și văzut, parcă, da. Puteți să vă bucurați de o relație extrem de pasională, de la egal la egal, cu oameni valoroși, cum am zis mai devreme, dacă învățați să intrați pe această vibrație înaltă. A stimei față de voi, să nu vă mai dăruiți oricui, să nu mai dăruiți oricui anumite lucruri pentru cei care, repet, pentru cei, nu pentru toată lumea, pentru cei care au avut această tendință, că unii tauri și nu doar tauri, da? Taurii sunt mai senzuali, să zicem, decât alții. Luna. O poveste, au fost două povești de dragoste, cel puțin două povești de dragoste, două povești de dragoste în secret. Însă a trebuit să învățați în această energie toxică care este cea reală și cea iluzorie. Aici trebuie să faceți diferența. Superb mesaj! Una dintre relații, ați lăsat o dragoste adevărată pentru o relație în care ați avut parte de un personaj care vă oglindea exact defectele voastre. Puf! Și ați lăsat pe cineva în lacrimi. Ați lăsat pe cineva, unii nu știu pentru cine este, dar clar este pentru cineva. Ați lăsat pe cineva în lacrimi, exact dragostea adevărată, pentru că v-ați dus lângă dragostea care v-a oglindit exact nevoile voastre acestea mai negative. Însă, vă doriți împăcarea, clar. Posibil, Domnul își dorește împăcarea. Ar fi minunat, pentru că aveți potențial de o nouă dragoste, o nouă etapă, asul de cupă. Și, dragii mei, ce frumos, e una dintre cărțile care îmi plac la maximum. Oamenii ăștia, am zis, e o dragoste în care vă tratați cu pasiune, dar și cu suflet, de la egal la egal. Sunteți regi și regine, da? E o regină aici. Regi și regine. Nu niște simpli amorezi îmbătați de senzații și de dorințe, și de dorințe, da? A apărut diavolul. Nu. Aceasta este o dragoste care vă umple sufletul și, repet, vă ridică, vă transformă, da? Moartea. Transformarea apare și în această sculptură. Vă transformă într-o nouă direcție care vă schimbă energiile. Dragii mei, ce frumos! Dar pentru asta, Doamna are o stea. Are o stea în... are chakra a șaptea deschisă. Ce frumos! Eventual, dacă nu are, în momentul în care veți face dragoste, vă veți conecta, am văzut și Marea Preoteasă în timp ce am amestecat cărțile, vă veți conecta la alte energii, clar. Dragii mei, mie mi se pare etalarea superbă, sper că v-a plăcut și vouă, transmiteți-mi ce și cum ați rezonat. V-am zis, nu prea mai îmi place să dau zodii, dar am văzut semn de apă, pești, drac, scorpion cu lună, am văzut scorpion iar, capricorn de câteva ori tot apare, semn de aer iar a apărut, semn de pământ tot așa. Vedeți și voi. Însă, luați mesajele și concentrați-vă mai ales pe ce v-am spus în legătură cu manifestarea, pentru că ăsta e mesajul cel mai important. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa!